Salutare lume și bine v-am regăsit astăzi la un nou episod din GTA 4. Ultima când ne-am întâlnit, nu mai știu că a fost asta cu o săptămână, dar am fost răcit muci, răcit copză, viroză, da, am avut viroză, am avut dasă, deci urâtă, deci de-abia mă puteam ridica din pat. Și acum mă simt mai bine, mult, deci acum sunt sănătos. Și văd că mă sunt unde a stat în pit. Jerry, how's it going? Good. Got a little business opportunity I need your help with. Come and see me at my mom's house. Use the back entrance. So use your back, da, de ce? Mă rog, așa, frate, și n-am mai putut să aplaudez, dar ați văzut că am luat o pauză mică. Gen, vreau să fac un video să vă spun așa care e faza, dar am zis, bă, frate, că n-are rost să țin așa. Și hai să vă spun cam ce o să facem astăzi, deci cam care o să fie planul nostru de bătaie, să-ți dau alt update. Deci, o să facem mai întâi, o să ne începem frumos la... O să facem o parte mai lungă, pentru că trebuie să recuperez tot ce am pierdut săptămâna asta. Vă facem mai întâi la Rebocino. După care facem la... ăsta, la United Paper. După aia ne ducem și la ăsta. Și după aia mai vedem noi de acolo. Dar mai întâi facem ăsta și apoi ăsta. Ca să fie așa. Astăzi vreau să fac un episod mai lung, deci dacă vreți să stați până la final... Mă rog, o să vă zic că o să fie cam lung episodul, pentru că vreau să recuperez. Da, mai zic de vreo 5 ori până acum, dar nu contează. Și bă, am stat de vorbă cu un prieten despre, cum se cheamă, despre frușii din România, frate, care să-mi bat piciorul. Amă, lasă-mă, drag, cum pace homosexualule. Așa. Frate, și despre, cum se cheamă, mentalitatea asta de cretin din România, frate, care efectiv mi-e scârbă de țara asta, mă jur. Efectiv... Să dau un pic mai încet. Faza e... Ce să mai dau? Faza este că... Mentalitatea asta românească e... Efectiv e futută în cur, frate, adică... A fost o știre acum vreo săptămână, să spun checkpoint, cu acel... Mi se pare că... Urs. Mi se pare, un pui de urs mi se pare că era. Și ce s-a gândit românul, frate? Că românul fiind prost, ce a zis? Hai să nu folosim tranquilizante. Hai să folosim glanțe. Că de ce nu? Sunt români și sunt prost, nu? Și efectiv, da, ne facem de căcat oriunde, frate. Degeaba zic românii, degeaba zic românii că țiganii sunt cei care ne trag în jos, dar românii, frate, deci... cum se cheamă, românii ne trag urât de tot în jos, frate, ne trag urât de jos, avem mai oameni falși, mă jur aici, mă jur. Și, în general, frate, sistemul de învățământ, de rădăcina e nașpa, e jos, e praf, frate, adică, pe bune, noi îl învățăm pe Mihai Eminescu de acum 150.000 de ani. Pe bune, frate, e prea, nu știu, dar Mihai Eminescu este prea overused, mă jur, overused, e prea... uzat, prea folosit, prea învățat. Acum, bune, acum înțeleg, frate, că e geniu, frate, și... Mă rog, sincer, singura poezie care mi-a plăcut mie a fost, sincer, vă spun, Floarea albastră. Bă, a fost cât de cât ok și a fost cât de cât frumoasă poezia. Nu pot să zic că a fost cea mai șmicheră poezia lui, dar a fost ok, frate, n-a fost atât de canceroasă cum... E cu codrul lui iubit și mai așa mai departe. Nu știu, efectiv, nu-mi plac poeziile lui, deci nu le suport. Lasă-mă, dracu, mamă, ce homosexual! Așa, frate, și... Și în alte țări, frate, te învață programare, te învață cum să creezi un joc, frate, leveling și chestii de genul ăsta. Și mă doare, frate, inima când învățăm pe Minescu, frate. Dar zici că parcă e singurul geniu, frate. Da, dacă nu ziceam asta, îmi zicea ales pe damă, dar a fost geniu și na. Frate, nu este... Frate, hai să spun o chestie, deci... Deci sunt genii și la noi și acum în prezent, frate, dar faza e că nu sunt promovați. Asta e faza. Și în momentul când mor, ne amintim, bă, dar ce bun era, bă, dar ce descoperiri frumoase a făcut, mamă, dar ce s-a întâmplat, frate. Bă, dar deci după ce moare un om, atunci devine popular. Atunci... Când moare, devine cel mai bun, cel mai bun actor. E, dar în momentul când e în viață, îl scărpinați, îl mâncați de cur. Asta e faza, că s-a întâlnit cu nu știu cine, nu știu ce a făcut, chestii de genul ăsta. Lasă-mă, homosexual! Bă, ce homosexual prost! Prostule! Așa, frate.
Și, pe bune, adică Gen Eminescu n-a fost singurul geniu de pe pământ și chestii de genul ăsta. A făcut parte din convorbiri literare, dar nu mă încântă, efectiv, nu-mi place de el. Nu-mi place backstory-ul lui. Deci, efectiv, nu-mi place de el. Nu, deci, persoana asta mi-e antipatică, dar nu știu cum să vă... Eu vă spun pe față, fraților. Nu că eu sunt cel mai... Acum nu vreau să mă dau mare că, vai, Doamne, nu știu cine sunt eu sau mai știu eu ce. Dar, pe bune, nu e singurul geniu care a existat și sunt mulți. Și sunt foarte mulți oameni care au fost mult mai buni decât el. Acum aștept să mă înjurați, aștept să mă spuneți că sunt prost. Că nu știu, că nu apreciez, cum se cheamă, oamenii care au făcut ceva pentru țara asta. O să vă mai vorbesc mai târziu. Nu. Mersi, te iubesc. Am bunes. Da, și eu am, prin Statele Unite, prin Germania, prin Franța. Ăla cu camionul, eu sunt, divină. Drogata, dracu! Drogato! Prostă! Miroșa spermă de la un kilometru. A, o fute Trevor. În ziua a cincea. A, mi-e și scârbă de căținul ăsta, mă jur, nu știu, provoacă ca mult cancer. O sos, da, la nazal. Îmi vine cancerul pe nas. După ce că mai fumez iarbă, mai aveți și cafea. Ia un spirit, se rezolvă. Dar ce sunt eu, mă, gunoierul, tot dă-te-n morții, mătii. Taș, fă! A? Mi-e scârbă. Așa, frate, și nu știu, prea e... Și de profesor, frate, prea... Nu știu, prea folosit, frate, pe bune acum. Mie, sincer, chiar sincer vă spun acum, nu știu, eu, având în vedere, stați, că-i cațin, iarăși, cancer. Luca? Yeah, you Nico? This is Tuna Fish, Johnny Spaz. A, mare oameni, se vede că ați la Bacu. N-ați la Bacu, a? Alright, Tuna, John Boy, you got the threads. Get in the back and get the trash. Come on! Haide, mă, că n-am chestia asta la caținuri. Acum sunt nervos. Sunt nervos, nu știu, dar vreau să vorbesc acum. Vreau să îmi despic așa, frate, și... Mamă, și sunt unii oameni, frate, care... Cum se cheamă? Sunt născuți degeaba, efectiv, frate. Deci, sunt unii oameni care... Nu știu, frate, sunt... Deci eu, cum se cheamă... Ură genul de oameni care... Cum se cheamă... Stai că mi-a pierdut și ideea acum. Mamă, ce lapsus am să moară familia mea, am uitat. Lasă că dacă eu să-mi amintesc mai pe drum, frate, și asta cu Eminescu. Mi-a făcut și baia acum, mi-am aranjat barba. Stai cum... stai că te dezactivez asta, cum fa... Așa, gata, boss, se rezolvă, ia uite, la gunoiul. Așa, acum suntem în Pantelimon. Așa, fratele meu. Suntem aici cu... Așa, frate. Ce străce... Oh, hai, bă! Hai, bă! Ha, mă! Limuzină! Hai, dar ești prost... Bă, dar ești prost, te-a făcut măta prost! Homosexualule! Așa. Nu știu, am vrut să zic treaba asta, homosexualule. Și acum o să zic ceva, bă, ce cu homosexualii? Bă, glumea, mă, stai. Pentru că cine știe, poate peste 2 ani, văd dacă ai un comentariu, ce mă cu homosexualii? Mă, dar cum s-a rugi, asta cu diamante într-un sac de gunoi, frate, cât de prost să fii. Eu le-aș lua pe toate, mă jur. Le-aș vinde, mă ajunge în Mexic. Pașaport nou, buletin, ăla sunt eu. Mare boss. E sâmbătă, durere în pulă.
Și acum ne ducem acum frumos cu Danny Baca la cules de diamante. E un fel de easter egg în viața reală, un life hack. Mă duc de să cumpăr pâine și vânez diamante în pădure. Momentul ăla când vezi banii de pâine pregătiți pe masă și tu ești mort de oboseală. Haide. Și că la Mafia 3 o să bagi un update care o să aveți și niște misiuni noi. Și Cica a zis săptămâna trecută că Cica o să ne anunțe săptămâna asta care vine, adică gen asta care a trecut, că de peci. Și evident că n-a mai anunțat băieții nimica. Adică nu știu cât timp, dar mă rog, ok. Cred că o să fie un peci mare, ăla. Aolo, vin băieți, ia uitați bă, băieții de grei. Cred că dacă au făcut driftul ăsta mă sperie pe mine. Aolo, ce-am făcut? Aolo, cum schimb pe armă? Homosexualule! Gata. Așa, frate. Și cum se cheamă? Să-mi pui tu ceea ce-mi place mie și aș învăța și cum se cheamă? Mă interesează pe mine, e top 8. Și, de exemplu, Paul D'Adrian, frate, care iar e și un om deosebit și cred că și în viața reală tot așa e. Și n-a face, sunt oameni care, cum se cheamă, de treabă, frate, dar în momentul când ești din casă, frate, și te duci, nu știu, la liceu, frate, și pula mea, vezi la liceul de-asta de sta, mă refer. Ăștia care se laudă că au bani mulți, frate, și sunt urâți ca moartea, îți vine să vomiți, se face scârbă, frate, îți vine să te duci în pulă, mă jur, deci eu câteodată îmi doresc, frate, să mă duc odată într-o peșteră, frate, mă jur. Când vă prostie de-asta mare, îmi vine să mă duc într-o peșteră, frate, și să nu, cum se cheamă, să nu mai ies de acolo, să stau, eu știu, 20 de ani acolo, frate, să stau, nu știu, să evit lumea, pentru că e prea proastă, frate, prea proastă. România. Degeaba zic ei că țiganii sunt nu știu ce, dar românii, frate, te fac mult mai urca un țigan. Și nu sunt rasist, gen, n-am nimic cu țiganii sau cu nu știu ce. Eu am, pe francezi, îi urăsc maxim. Deci urăsc limba, urăsc turnul la Eiffel. Îmi dau seama. Hai, gata, taci. Așa, frate. Stau la casă să vorbească leșinații ăștia drogați. Da, mă, the leaf cover. The leaf cover. Așa, frate. Am bani de mă enervează și datorii de mă calmează. Și cam asta e. Bă, acum, mă, da, acum pe bune, parcă am acumulat așa, gen vorbe de-asta, știi, de o săptămână. Sper să audă bine. I don't know, Ray. You don't trust them, then wear the ice. Așa, frate. Și asta e. Nu știu, frate, gen în România trebuie să nu știu, să fie, cum se cheamă, să fie gen pe program, adică cum e gen în Suedia, frate. Adică în Suedia, gen, dacă vrei să să stai la anumită oră, de exemplu, să zicem că mă, cam cum ar fi normal la noi, frate. Deci, dacă vrei să stai gen la română, română, istorie și geografie, să stai la ora ala. Dacă nu mai vrei să mai stai și la economie, te poți duce. Știi? Te poți pleca oricând din școală. Așa mi s-ar fi mai normal. Că până la urmă, eu, de exemplu, am 18 ani, nu mai răspunde nici școala de mine. Azi că mă fac ăsta la paper ăsta. A, mă, tași, mă, din gură. Mamă, ce homosexuală e mașina asta. A, așa, frate, și nu, am acumulat și o vorbă de-asta de strămoși. Dar bine, dar știți care e faza? Că am văzut și de exemplu, mai văd și în engleză, frate. E un clip, frate, e un clip top 10 oameni BDS care și-au înfruntat armata singuri.
Nu știu dacă am zis corect în română, dar mă rog, e, sunt amestit după cafeaua asta. Și, bă, chiar e interesant, frate, să te uiți, frate, deci mă bucur că sunt oameni care chiar fac treaba asta, dar apucat că nu ești în română, frate, adică româna, nu știu, la noi, frate, efectiv se cu ce, deci noi românii, frate, suntem o, un popor de, de copiatori, mă jur. Deci, nu știu, frate, tot ce, cum se cheamă, tot ce vede românul, frate, în altă țară, frate, ia și el, frate, ca să-l facă și el, știți? E un YouTuber care îl copiază la maxim și, și mă rog, indiferent de ce îi spune, îl copiază grav. Și e, pare o voce enervantă și se crede mare căcat, mare raster, ce se crede. Și nu, asta chiar nu suport, frate, adică nu e bine să promovăm chestiile astea, știi? Adică mai bine promovăm oamenii care chiar depun muncă, frate, și chiar iubesc ceea ce fac și iubesc să filmez decât să promovez niște copii care n-au minte absolut deloc, frate, și se pun pe YouTube. Asta e faza. Da? Mă, e România, frate, de asta mi se mă duc în pulă. De asta a zis asta cu peștera, vedeți? Mamă, mă duc așa în haine de gunoier. Sunt gunoier, voi ia gunoiul. Ai că tac, gata. I'm an idiot. I move. True. But the last thing I need is you getting caught. Why? Because I lead them to you in some plea bargain thing? To me? Who am I? There's 100 guys in this building alone who fit my description. Middle-aged men, paunchy, glasses. You bring them here? What's this? Empty office? Leased to a man who died in the last days of Vietnam? Ooh. Call me up. Huh. My number never existed. No, I'm not too worried about that. I mean, I think you'll end up on a flight deck. That's your business. Then why? Because you're good. Because I need you to keep being good. And you're getting distracted. Oh. Funny. Yeah, good. I need someone neutralized. Guy is moving a lot of money for terrorists. Whatever. It doesn't really matter. The guy's gotta go. But I need to know his movements first. Al? I've got something that's going to help you. Head over to Albany Avenue in Lancet and give me a call. Go. Can I get paid for this? Can I get a medal? Did you get a medal in your last war? What did you give Michelle? For me? Michelle? Karen? We gave her a life back. We didn't play too rough. We gave her some money. She still works for us. What about me? Aoleu, caținul ăsta și feschi, camerele astea care sunt proaste făcute. Așa, bine că i-a scur homosexualule. Așa, n-ai nimic cu homosexualii. Așa, frate. Așa, frate. Deci trebuie să urmărim ce, mi se gândi niște teroriști, niște ISIS-ul. Și chestii de genul ăsta. Așa, hai că, da, iau o scurtătură de asta mai pizdoasă, frate. Și sunt unii, frate, în gen în România, frate. Și acum, pe bune, n-ai cum să nu, să nu mă contraziceți, că chiar sunt o grămadă care... Da, uite, acum sunt. Aoleu, știu misiunea, trebuie să urmăresc un elicopter. Perfect. Așa, frate, și care se cred mari... mari oameni, dar sunt niște, fapt, niște pizde proaste, mă jur. Da, frate, sunt unii băieți, frate, care sunt niște pizde proaste, efectiv. Sunt niște pizde absolut proaste. O mentalitate de asta de român, de țăran bășit. Și cam asta e, frate, deci... Noroc că îi dăm... Măsa bani de sandwich, știți? Aoleu, știu, asta e misiunea de-aia groaznică, mă jura. Mi-a trebuit un elicopter, sincer. Eu foloseam trainerul să și îmi spuneam un elicopter și urmeam cu elicopterul. Dar acum să văd dacă sunt bun. Și așa, dacă sunt bun și așa... Astăzi s-ar putea să mănânc spanac dacă sunt băiat cu minte și fac 100 de like-uri la acest videoclip. Așa mi-a zis mama. Dacă nu faci 100 de like-uri... Oh, shit. Oh, fuck. Futu-s morții, mătii. Futu-s maica, mătii. Bă! Ok, bine. Aoleu. Nu! Ai, fuck, fute-mă ardor. Aoleu, băgă-mi-aș pula în el.
Dust of Mutty. Mamaica Mutty. De asta urăsc eu misiunea asta, vedeți? De asta mă temeam eu cel mai mult de misiunea asta. Că știam de la începutul jocului că o să fie o misiune de asta de căcat, care trebuie să urmăresc un elicopter. Lasă-mă în morții, mătii. Homosexualule! Câți nervi îmi face misiunea asta, mă jur. Mihai Minescu. Mama, dar nu știu, deci efectiv... Adică, gen, respect așa ca om, frate, dar nu pot să zic mi-a... Că îmi place ce a făcut sau backstory-ul lui. Adică, mă, adică, frate, hai să, și Vadim Tudorie a fost chiar un geniu, frate. Cred că era mai deștept ca Mihai Minescu. Sincer, frate, deci dacă vă uitați la emisiunile lui, frate, deci știe efectiv eu, frate, omul ăla este o enciclopedie, frate, adică știe fiecare an, frate, știe și ce a făcut omul ăla, frate, adică știu o grămadă de chestii, eu nu cred că Eminescu era ca Vadim Tudor de deștept. Și oricum chiar n-aveți ce să spun despre Vadim Tudor că era prost, că nu era. Adică... N-ai, omul ăla n-ai cum să-l faci prost. Adică ăla te face din vorbe, frate, adică dacă spune... Bă, prostule, aici vorbim niște intelectuali, deja te-a făcut din vorbă. Te face din vorbă, mă. A, te face... Te, bă, ăla fac indiferent ce... Îl înjurai tu, deci nu puteți să-l înjuri pe omul ăla. Deci era genul domn care te făcea din vorbe. N-avea ce să-i dai replică. Și nu mă dă eu mare deștept, că nu sunt nici cel mai mare deștept, mai mult până ajung ca Vadim. Gen la deșteptul cine. Aoleo. Așa, frate. A, gata, frate, e ușoară misiunea, nu e atât de... A, nu e atât de grea cum credeam eu. What are you doing? Sleeping? No, I make my homework. Because... I want to be like Alex WWE. Street Fighter. Și acum o să zică, bă, lasă-mă pe Vadim Tudor. Că l-a fost un comunist. Frate, bă, cum a fost, frate. Pentru că, oricum nu o să mai vorbesc de chestii de genul ăsta, pentru că, cum se cheamă, sunt două tabere, frate, adică, cum se cheamă, o tabără în care, de exemplu, stai unde e? Oh, shit. Aoleu! A, că gata, știu unde e. Idiote, măta! Frate, știu unde e, să nu cumva să-mi dispar câte omor. Știu unde o să coboare, știu deja zona, nimic că n-am fost acolo, dar deja am o presimțire. Am un lapsus, am o vedere ca Geralt of Rivia. Așa și mi-a speriat. Și mi-a zis asta, a ales că era la o mișcă din Witcher 1, care nu știa că se spawna random. De asta nu mai joc eu, cum se cheamă, mamă, și n-am jocul de asta mai vechi. Sunt de obicei unele bucuite rău. Mamă, ce prost sunt. Deja am adus shotgun la o bătăi cu calașul. Haide! Așa, frate. Bă, dar asta... Na, bă, ești prost! Pe ca să intervin eu cu sniper-ul. Unde e? Unde, mă, tai erai? Ai, frate, eu, băi, ai atac terorist aici. L-am, e mort ăla pentru mine, e mort. Te-am pușcat cu sniper-ul, frate. Or, dracu de homo, de pârțar prost. Pârțare, vină cu bă. Să moară familia mea dacă nu te omor aici. Ha, mă. Aulu. Ha, mă, cât am luat. Ți-am dat. Lu HP, mori. Aulu, vine garda după mine.
Fac, fac, fac! Asta știu, mamă, ce mișto e asta! Bă, dă-te dracu, dă, bă! N-ai plătit abonament la metrou. De unde, Ioca? Ce, aoleo! Ma, mă, ești prost! Ia, ce fotografia! Aoleu, nu, nu, nu! Du-te, dracu! Romane! Ce faci cu metre? Vrei să mă... să-mi fac YouTube-ul capul țăndării? Bă, faci asta YouTube-ul, capuța, YouTube-ul. Că... we are... the Spectres. A, bă, hai să coborâm jos. Țanca uraganul. A, mă, țanca uraganul, coboară. Și sunt... v-am zis, frate, și asta, cu țara asta să-mi bat piciorul. Nu, ai că genul învățământ ideal ar fi, frate, să... cum se cheamă, să... ai, shit! Să, cum se... a, e deja l-am distus. Dar de ce dacă ai avea nevoie de un elicopter dacă ești agenție de asta imobiliară? Bă, guvernamentală, pardon. Haide. Ci că nu e, ci că nu lucrează cu FIB-ul ăla. Ci muist. Ci că... ai zis, dar ce... l-a întrebat atunci Nicu, dar ce eu sunt... lucrez pentru FBI? Ești FBI? Oh, mă crezi homosexual? Și că încolo FBI mi-a... da, nu știu, e ce dar rău. Ah, deja mi-a zis băieți, băieți, și mașina. Mersi, băieți. Suntem un vintage. Aoleo! Mamă, ce urâtă azi va fi misiunea aia, mâncați ăștia rasta. A, bă, hai să găsim un taxi, frate. Că durează prea mult, adevărat. A, uite, hai să găsim taxi. Stai, 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 nu mă enerva. Stai, stai, mă, aici, mă. Atac terorist. Așa mi-a zis Alex. Hey buddy, where are you headed? Hai la Ray Bocino. Sau bă, nu, hai la Derry, că nu... s-a și lovit bou. Așa, frate. Here we are. Mamă. Adevărul e că trebuie să-mi iau și niște arme, dar... a, uite că hai că e pe aici, că nu e atât de departe. Mi-am ciorez cu mașina de pe stradă. Că adevăr că chiar nu mai am niciun fel de armă. Și trebuie să-mi iau, adică, doamne fete, ce... trebuie să-mi iau și vestă, trebuie să-mi iau de toate. Bă, mi-am făcut astăzi duș, frate, m-am spălat și pe cap, mi-am aranjat și barba. Parcă v-am mai zis asta la începutul episodului. Și da, va fi un episod cam lung, frate, pentru că vreau să recuperez tot ce am pierdut, frate, adică am pierdut mult, am pierdut cam o săptămână care absolut nu am făcut nimic, frate, și trebuie neapărat să... așa, frate, ia uitați. Bă, aș vrea să-mi iau asta. Așa, frate, mama, mi-am băgat la gloanțe să am. Lasă-mă, homo, mamă, ce homosexualule. Știți, când vezi pe Roman de la îndepărtare, nu e sigur că e gay.
Ai, dar momentul când te apropii de el, e 100% convins că e ei. Taram, pam, 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 pam. Așa, fratele meu. Vestă. Așa, frate. A, ce sunt, da, adică mai... Să-mi iau și shotgun. Să mă duc la război. Îmi place mai mult asta, să-mi bag pura. A, deci, am, a, 70, ok. Hai că, bă, ne-am echipat, frate. Păi, să știi că probabil să stau safe. Așa, frate, mi-a să la Derek. Că e, mă, că e în primejdie, trebuie să-l ajutăm pe ăsta. Și am să pun, și dacă o să mai pun 2 episoade, cred că o să pun astăzi 1 și mâine o să pun Quantum Break. Sau astăzi, mai pe seară. Mai am puțin și-l termin, deci nu mai mult din Quantum Break, așa că stai chill. Da, bine că te uiți, mă, ești prost. Te uiți, faci stânga exact ca românul, frate, nu se uită când faci stânga. Mă, ăștia mă bunosesc și se analizează, dar românii nici măcar atâta lucru nu știu, unii dintre ei. Rasta! Păi, dă-te dracu de derugat, homosexual. Așa, frate, Rastas. Asta e Maria Matescu. În parcul ăla din Elce. Hei! Junkie? I'm awake. I was just wishing you'd leave. Hey, hey, sit down. Drogurile astea. Pălinca asta. Good for you. Okay. Don't get sanctimonious on me. Okay. Why do you do this to yourself? Because it feels nice. Because it feels better to be high than not. Does it stop you thinking? Stops you caring, which is even better. So, what do you care about? I care about getting people back who claimed I was a grass. People who used that to steal shit off me. Maybe that's what your brother was talking about. When they said you needed help taking care of all the business. Sure. I mean... I ain't a saint. I ain't a man of principle. I messed up. But I tried. I made a mistake. But I admitted it. We all make mistakes. Exactly. And this guy is still threatening to kill me and my family. What's his name? Bucky Sligo. Bucky Sligo. I heard he was living in Alderney. Can you get access to police computer? Aoleo. Pe bune. Find the fuck. Shut him and his pals up. Okay. His pals. Okay, fate, deci find the cop. Asta va fi exact ce exact îmi doream eu acum, mă jur. Au! Stai! Au, uite că e aici, ești nebun! Au, shit. Acum ne-a văzut nimeni. Momentan. Așa, frate, perfect. Ci că find și unde te de la na, fac nu nimeni niciodată bine. View current crimes. Unde dracu te să dau, frate, că nu știu. A, la nume, mă, stash by name. Așa, Bucky Sligo. Așa, frate, frumos, compact. Așa, frate, și să zicem că am ajuns bine cu GTA 4, adică cu seria, adică nu avem așa mult din ea. Adică că suntem cam pe la jumătatea jocului.
Nu mai avem mult. Oh shit. Oh fuck. Mare greșeală să faci asta. M-aș juca și Mirror's Edge, am fixat asta cu lagul, frame drop, cu stuttering. Mamă, ce urla mort, ești nebun. Ce e sau, dar ce am fost eu acum? Aveam stuttering, frate, dar atunci nu aveam nici placa video updatată la zi. Și trebuia să mi-o updatez și am jucat ceva ieri și ne mișca ca lumea, fără lag. Op, mamă, dar să-mi ba piciorul, deci am făcut... Bă, dar ce place mie la GTA 4, frate, că uite-te și tu cum fizicile la mașini, mă jur, frate, dar în GTA 5 nu poți face asta. Și sunt unele, gen în GTA, gen pe YouTube, e un videoclip în care spune că GTA 5 este mai bun decât GTA 4. Frate, amândouă sunt bune. Nu știu de ce dracu ai vrea să zici că GTA 4 e mai bun, frate, acum depinde din ce perspectivă o iei, frate, adică... Jocul GTA 5 s-a bazat mai pe heist-uri, frate. Și cam atâta. Și mă rog, și pe povestea așa un pic de familie din Michael. Adică îmi place că fiecare caracter are povestea lui. Dar, frate, în online, frate, deci nu mai suport online-ul. Deci, efectiv, nu mai suport, Alex. Să-mi spui și mie dacă te-ai uitat până acum. Deci, te pune să plătești, frate, shark card-uri ca să-ți bagi bani. Deci, trebuie să mai bagi bani și în jocuri. Gen în online, ca să poți să ai iahturi și așa mai departe. Și nu vreau să bag, adică n-am cum să-mi bag acum, să cumpăr shark card-uri. Dar când vă parți cu miliarde, mă, cu... Mă jur, mamă, tot. Haide, bă! Oulu! Așa, frate, așa, fratilo. Ah, fuck. Mai am puțin, fac și eu 1000 de clipuri. Finally. Mi se pare că pe 24 fac 4 ani de YouTube. Ești nebun? M-a căcat pe mine. Haide! Mamă, ce scurtătură mai pizdoasă a făcut ăsta, ești nebun? Hai bă, pizdă, unde e? Unde mă duci? Futu-s morții, mă, n-ai voie să faci asta! Mamă, ce ratanciu sunt! Ha? Bă, dacă nu făcea asta, nu se simt. Deci nu murea, deci nu murea lipsit dacă nu făcea treaba asta, dar mă rog, ok. Haide, mă! Haide, mă, haide, mai... Aoleu! Gata, mă, am făcut-o pe police maker-ul aici, police keeper. Aoleu, trebuie să te le fac! Oh, shit. Ah, fuck. Deschide ușa să... Deschide poliția să intre ușa. Fă! Oh, fuck. Haide. Oh, shit. Aoleu, mamă, unde m-am dus? Coai, da...
Au, dacă mor acum am dă game over, adică gen trebuie să fac misiunea de la început? De fapt, da, că nu m-a sunat... Shit. Și mai zicea GTA Gaming Roci că Cremvurs, du-te mă de aici, bă! Lasă-mă dracu' în pace, bă! Mama și pe pod de parcă știți, podul era singura mea soluție de scăpare. Ua, frumos am făcut asta! Ai de pula mea! Maci, că e de sind, dar m-a pus la omor, știți? Hai să luăm un taxi acum. Că îi ascultăm sfaturile lui Alex WWE. Azi, acum, că nu stai, că acum vreau să caut taxiul. Da, păcat că n-a... Ieși, mă! Marș! Zât! Bă, frate, și ceva lăsat așa, că mă duc eu cu mașina. O ai stat 5 ore eu până... Dacă găsi taxi pe drum, e bine. Dar găsesc taxi, da, mă, că nu trebuie, știți? Găsesc atunci, chiar că găsesc. De mă satur. De pus și cap taxiul, ești prost. A, uite, stai! Oh! Oh! Nu dispărea în orizont. Stai aici, Pio! Am zis să stai! Măcar mai oprești tu la stop, că nici dracu nu te mai oprești. Nu te mai oprea. I surrender! Stai, mă. Take me to Denver Avenue. 42 de minute, ești prost. Așa, frate. Ne-am dus la Ribucino. Meltdown. Wow, ce confirmare! Bă, Alex, tu, eu te cunosc pe tine și tu mă cunoști pe mine. Hey, I left them with the stuff to bring to you as instructed. Maybe you're in on it. Maybe I am. But if you thought that, I wouldn't be standing here right now. You ain't as dumb as you look. Luca hangs out in Castle Gardens. Go see him, go get my stuff back so everyone can get paid. Now. Right. Vorbea singur, uite, vorbește singur, bă! Așa, deci cam ar că trebuie să recuperăm așa ce am făcut, dar să zicem că a fost ok totul. Mai fac și un episod așa mâine mai lung așa, sâmbătă și duminica mi-am propus să fac episodele mai lungi. Mă rog, cât de cât. De vreo 80 de minute. Să-mi A.
Luca, I need that ice back. I don't know what you're talking about, Nicky. Ah. I gave every one of those diamonds to Ray. Now, we all know that that's not true. Fuck you, you cabbage-eating prick. Who says it weren't you that made off with them? That's what I'm telling Ray. The game's up, boys. We're out of here. Ah, da? Oh, frumos! Ia, uite până acolo l-a luat! Ah, shit! Mă, fața este că nu prea poți să-i spui roțe, deși să ajungem, trebuie să ajungă asta într-un anumit punct și după aia face buff. Oh my god! Haide! Nu mă lăsa, Doamne! Doamne, nu mă lăsa! Ia uite-mă cum, ia uite-l cum intră! Ia dracu nebun! Are ăsta... cheat! Din măcar n-a luat damage! Al dracu! Bă, cheater infect! Ia... Op. În ce am intrat și eu. Ia uite, bă, ce cheater infect. Doamne, bă, ce scriptul de căcat Rockstar. Aveți o boală, se faceți pe ăștia invincibili. Hai, drecu. Nici racheta nu-i mai omoară pe ăștia, ești nebun. Ia, ia. Puh. Aia era o pulă statuia aia? Că așa mi se părea. A, nu ne grăbim, că nu avem de ce, timpul e de partea noastră. Cancer. Bă! Ia. Look cum a stăit ăsta, nimic că nu și-a dat seama că i-am pus o grenadă de la coaie. Hai, mai fac și misiunea asta și mă opresc după aia. Mori! Bă, drecu! Aoleu, ce scârbos! Cum stai pici de asta, mă? Asta sunt monezi? Mamă, cum a fi să te pună cineva pentru 1000 de euro? Nu, pentru 80 de miliarde de euro să linge asta. Eu aș linge, să-mi bag pula. Pentru 80 de miliarde de euro... Pff, dar aș mânca și gândat ce ai de pe jos. Te cași pe gratis! Prefer să mor într-o toaletă ca ultimul sărac, nu-i așa, Luca? Te-am mâncat în curs, să-l lăs. Prefer să fiu sărac și cinstit. Ce trebuie, diamante? Fuck. I took out Luca's crew, and I got your diamonds. What do you mean you took them out? I just wanted you to get the ice back. I didn't say nothing to you about killing those boys. Wait, whatever. They're dead, and I've got the stuff. You want to get your hands on it? Come meet me at the bridge in Middle Park. Și dacă zicea că nu mai vrea să mai pună, mamă, muream. Ha, bă, că știu că te-ai ascuns acolo, ieși. Ești, bă, din veciu, poponarule.
Bă, cum am pus alea gunoi? Oh, Battlefleet. Am că știu cât te caci acolo. Gata, frate, te-am prins. Hai că știu că tu încă ești acolo, dar te-am iertat. Da, acum te mai iert. Ia mă, mor... A, mă, che... Dar știi că... Fugi!